Incendiul a izbunit miercuri noaptea la o casă în comuna Țițești. Trei echipaje de pompieri și un echipaj smurt au intervenit de urgență. Flăcările violente s-au extins rapid și totul s-a făcut scrum. Proprietara, o femeie în vârstă de 50 de ani, a suferit un atac de panică, a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital de echipajul smurt. Echipajul a mai preluat și un băiat de 17 ani care reprezenta o arsură de gradul 1 la nivelul gâtului. Acesta a fost transportat de asemenea la spital. Au ars acoperișul casei, magazia și camera centralei aproximativ 1000 de kilograme de cereale și 25 de păsări. Practic toată agonisea la familiei. Intervenția a durat aproximativ două ore. Cauza probabilă o reprezintă un coș de fum neprotejat termic față de obiectele depozitate în pod.